Ce ne așteaptă în perioada 6-12 februarie 2023? Duminică, 12 februarie, Mercur trece de la Capricorn la Vărsător, ceea ce îmbunătățește procesele mentale în ceea ce privește găsirea noilor soluții și sporește potențialul de comunicare. Nu vor exista tranziții semnificative în timpul săptămânii. Încă nu simțim pe deplin energiile anului iepurelui de apă care a venit pe 4 februarie, pentru că vine luna tigrului de lemn, adică energiile tigrului încă se simt puternic. Dar nu vă faceți griji, procesul de tranziție a fost deja lansat oricum și câștigă amploare. Influența lui Pluto asupra lui Mercur va fi puternică, mai ales de joi și până sâmbătă, ceea ce crește suspiciunea, dorința de a privi dincolo de evident, dorința de a trece prin punctul lor de vedere. Unele vor cădea sub influența autorităților sau a fluxului de informații noi, care vor câștiga puterea asupra lor. Atenție, cel mai bine ar fi să folosiți un astfel de tranzit, desigur, pentru a dezvălui un secret. Conflictul dintre Venus și Marte va fi încă resimțit la începutul săptămânii, apoi va scădea. În general, aduce de obicei o mare nemulțumire, un sentiment că dorințele și nevoile nu sunt îndeplinite, adesea tamtam inutil pentru a-și atinge obiectivele. Dar sprijinul lui Venus din Uranus este în general pozitiv, întărește dorința de libertate și creativitate, aduce noi cunoștințe interesante, dar nu păstrează deloc relațiile existente, dacă acest lucru este important pentru cineva. Aduce reînnoire în sfera sentimentelor și dorințelor, ceva nou și interesant, reînnoitor. Soarele este în proces de trecere de la influența lui Uranus, Careu, la influența lui Saturn, conjuncție, acest lucru poate da un conflict între nevoia de eliberare, noutate, uneori cu orice preț, da, obositor de tot, și nevoia de a purta responsabilitatea, de a îndeplini obligațiile, de a respecta datoria. Cum să o faceți corect depinde în mare măsură de echilibrul vostru energetic și de sănătatea fizică. Dar până la sfârșitul săptămânii, presiunea promisiunii s-ar putea dezvolta. Și din 12 februarie, Pluto își preia ceasul în ultimul grad al Capricornului și pot începe evenimente destul de interesante, doar un manifest al programelor dure agonizante din trecut. Nu avem control asupra proceselor colective. Dar este foarte posibil să se observe unele procese în cadrul vieții individuale. În primul rând, săptămâna aceasta va fi activă opoziția planetară a lui Proserpina, Uranus, care vorbește despre lupta dintre vechi și nou, lipsa dorinței vechiului sistem de a se schimba, de a urma calea reformelor și transformărilor și, prin urmare, de dezvoltare. În al doilea rând, în această săptămână vor fi multe conjuncții planetare, dintre care una chiar va deschide semnul zodiacului superior, Sfinixul, care oferă o șansă de iluminare și înțelegere a adevărului, ceea ce va contribui la evoluția ulterioară a individului, poporul, întreaga civilizație umană. Până pe 9 februarie va fi activă o configurație destul de tensionată numită Careul T, se va forma prin opoziția Proserpinei cu Uranus, iar Soarele va fi în vârf. Aceasta vorbește despre o perioadă de schimbări importante, despre o schimbare în vechea ordine mondială familiară, dar aceste transformări nu vor fi foarte ușoare, cu bătălii și crize mari. Circumstanțele neașteptate, haosul, problemele și întreruperea planurilor vor transmite totuși ideea că, din moment ce nu a mai fost posibil, este timpul să ne schimbăm și să ne integrăm în condiții noi, într-o realitate nouă. Sub influența acestei configurații se va schimba nu numai ordinea mondială obișnuită, ci și modul de viață, conștiința multor oameni, ceea ce se va întâmpla dureros, prin prăbușirea iluziilor și speranțelor, prin dificultăți și obstacole, prin pierderi și chiar tragedii. Toată săptămâna vom avea o altă figură cerească, dar deja mai plăcută. Se va baza din nou pe aceeași opoziție Uranus, Proserpina, doar că de această dată Venus se va ridica în vârf, care va fi întărită de Selena până la jumătatea săptămânii. Această configurație aduce o sensibilitate ridicată și o susceptibilitate sporită atunci când citim subconștient informații dintr-o gamă mai largă de surse. Mă refer la percepția irațională, intuiție, perspicacitate, vise profetice, diverse semne și așa mai departe. Astfel, informațiile și cunoștințele obținute vor contribui la schimbări în conștiința umană la cel mai profund nivel. Această cifră poate provoca, de asemenea, trezirea, întărirea unor astfel de sentimente precum compasiunea, mila, altruismul, care vor duce la schimbări ale valorilor de bază.
În cel mai rău caz, dacă nu puteți negocia cu Uranus și cu Proserpina, atunci o persoană riscă să devină prea sugestibilă și flexibilă la orice manipulare, iar fricile, experiențele, complexele și resentimentele îi pot pune stăpânire. Există posibilitatea de a întervici dependențe, sentimente de turmă. De asemenea, această configurație poate afecta relațiile amoroase, iar cineva va deschide ușa către credință sau autocunoaștere prin ezoterism sau psihologie, va lansa câteva schimbări importante în viziunea asupra lumii și ideologiei, poate chiar duce la formarea unor idealuri noi, mai strălucitoare. La nivel de eveniment, această conexiune planetară poate duce la procese semnificative în sfera religioasă, poate lansa unele evenimente semnificative în acest domeniu sau poate ajuta la dezvăluirea unui mare secret, a unei mari conspirații și poate oferi o oportunitate de a transmite oamenilor un adevăr important. Iar a treia configurație planetară va fi tot un careu T, dar deja format exclusiv din puncte karmice. Se va baza pe axa sorții, opoziția nodurilor lunare, iar Lilith, luna neagră, va urca în vârf. Așadar, această figură cerească ne vorbește despre perioada de luptă cu răul, dar nu este clar unde se va înclina cântarul, de partea luminii sau de partea întunericului. Acesta este momentul unei alegeri importante, de a rezista răului sau de a-l accepta. Această decizie va fi luată atât la nivel personal, cât și global. Vom asista, de asemenea, la manifestarea vanității, mândriei, egoismului, interesului propriu, ambițiilor exorbitante și setei de putere. Aceste trăsături negative pot fi deosebit de pronunțate atât în noi înșine, în cercul nostru apropiat de oameni și în întreaga lume. Careul T de 3 puncte karmice va rămâne cu noi aproape până la sfârșitul lunii februarie. Și acum despre legăturile planetare din această săptămână. Selena și Neptun, cărora li se va alătura Venus la jumătatea săptămânii. Toți vor fi cât se poate de puternici în zodia Pești, unde se va forma coaliția lor. Aceasta va fi perioada energiilor pure, luminoase. Cine este în acord cu acest val poate oferi perspective importante care să conducă la iluminare, dezvoltare spirituală și auto-îmbunătățire. Iar cei care sunt departe de acest subiect nici nu își vor observa influența, iar sentimentele care apar, cum ar fi bunătatea, liniștea, empatia, vor fi alungate de ei înșiși, pentru a nu experimenta dureri de conștiință și prăbușirea dureroasă a iluziilor, care stau la baza lumii pe care au pictat-o. A doua legătură planetară va începe să se formeze chiar la începutul acestei săptămâni, când Mercur se apropie de Pluto la o distanță suficientă. Conexiunea lor exactă va avea loc până în weekend, deschizându-ne portalul către zodiacul superior prin semnul Sfinixului și se va închide duminică, 12 februarie 2023. Pluto este cel mai important transformator, iar Mercur, planeta cunoașterii, informațiilor, inteligenței și comunicării, pe lângă toate, este și conducătorul Sfinixului. Deci, la sfârșitul săptămânii s-ar putea să descoperim câteva adevăruri importante care ne pot schimba conștiința și viziunea asupra lumii. Unele schimbări semnificative pot apărea în domeniul educației, jurnalismului, scrisului, comerțului, logisticii sau turismului. Se pot produce schimbări în propagandă și ideologie, în fluxurile de știri și în domeniul transferului de informații, în călătorii și mișcare. Oricum, această legătură va lansa transformări importante la nivel de gândire, comunicare, viziune asupra lumii. În teorie, aceste zile ar trebui să înceapă procesul de naștere a gândirii libere, independente, procesul de formare a unui nou gând și idee. Și nu în ultimul rând, conjuncția ne așteaptă până în weekend și va fi legătura lui Saturn cu Soarele în Vărsător. În acest semn, luminarul se află într-o poziție dăunătoare, deoarece acesta este locul exilului său, iar Saturn, dimpotrivă, este foarte puternic, întrucât Vărsătorul este a doua acasă a acestei planete. Tragem concluzii, Soarele va fi suprimat de Saturn. Acest lucru poate aduce în viața noastră unele probleme, restricții, privațiuni, crize, noi sancțiuni și interdicții, o scădere a nivelului de libertate și independență. Apropo, toate aceste trei legături planetare nu își vor încheia existența la sfârșitul săptămânii, ci doar se vor apropia una de cealaltă, sporind puterea reciprocă, provocând și răsturnând anumite evenimente. Așa că continuarea poveștii ne așteaptă în zilele următoare. Pe 6 februarie, careul T al lunii cu Uranus va agrava contradicțiile, aducându-le într-un punct de criză. Luna strălucitoare și optimistă din Leu își propune să schimbe condițiile anterioare și nevoia de a se rupe de circumstanțele dependente.
Elementul lunii pline poate aduce întorsături neașteptate, distrugerea planurilor anterioare și chiar căderea coroanelor. Aceasta va fi o perioadă de schimbare a direcției, de înțelegere, de luare a deciziilor și acțiuni curajoase și, în general, aceasta va fi nevoia schimbărilor profunde. Aceste procese vor fi în mare parte interne și profunde. Evenimentele din februarie se desfășoară încet, ca și cum soarta însă și ne dă ocazia să încercăm să facem primii pași complet independent și să ne alegem singur direcția. Și, împreună cu aceasta, să reflectăm serios asupra obiectivelor, mijloacelor pentru a le atinge, priorităților și a ceea ce se află în spatele alegerii personale. Venus ne va ajuta să ne redresăm după uraganul schimbării. În sextil cu Uranus, ea va deschide posibilitatea reînnoirii sferei sentimentelor. Aspectul este valabil între 5 și 11 februarie. Aspectul este bun atât pentru o stare de spirit de afaceri, cât și pentru sfera relațiilor. În prima jumătate a săptămânii, careul lui Venus cu Marte va fi încă păstrat, ceea ce înseamnă că probabilitatea unor conflicte, neînțelegeri în relațiile personale, amoroase este încă mare. Mai ales miercuri 8 februarie, când careul va fi subliniat de lună. Luni 6 februarie se menține starea de spirit a unei luni pline destul de tensionate, așa că încercați să începeți săptămâna cât mai lin posibil și să răspundeți calm la schimbările bruște ale dispoziției celorlalți. Din 7 și până pe 14 februarie vom fi sub influența conjuncției fierbinți a lui Mercur și Pluto, aspectul exact pe 10 februarie. Gândirea noastră se va distinge prin implicarea ridicată în ceea ce se întâmplă, activitate, emoționalitate, reactivitate și s-ar putea spune chiar putere. Toate acestea vor contribui la abandonarea programelor interferente ale conștiinței și la analiza propriilor zboruri către lumile vecine și peste hotare. Mercur va petrece aproape întreaga săptămână împreună cu Pluto în Capricorn. Aceasta va fi o perioadă bună pentru munca de cercetare, pentru un studiu profund al subiectului de interes, nu va fi rău să aprofundați probleme, chestiuni care necesită actualizare, restructurare. Oamenii cu profesii mercuriene, jurnaliști, scriitori, agenți de vânzări, negociatori, logisticieni și așa mai departe, pot vedea straturi ascunse în munca lor. În general, acesta este un moment bun pentru negocieri, este posibil să fiți convingători, dar principalul lucru este să nu copleșiți. Dar pe drumuri, în transport, în metrou, în locuri publice, ar trebui să fiți extrem de atenți. Venus în sextil cu Uranus, pe 8 februarie. Poate aduce diverse facilități neașteptate, de asemenea, în ceea ce privește relațiile și finanțele. Mai multe pentru semnele Pești, Rac, Taur și Capricorn. Fiți deschiși la tot ce este nou. Nu vă ratați șansele. Sâmbătă, 11 februarie, Mercur se va muta în zodia Vărsător. Evenimentele se vor accelera din ce în ce mai mult. Până la sfârșitul lunii, în general, va fi o perioadă bună pentru negocieri, distribuirea ofertelor comerciale, activitate intelectuală. Să sperăm la o săptămână bună și pozitivă. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane.